dragi elevi, suntem la a doua lecție din grupul de lecții cu tematica clasificarea undelor electromagnetice aplicații. Vă reamintesc că data trecută am discutat cu dumneavoastră despre undele radio și microundele. Astăzi vom discuta despre trei domenii, domeniul infraroșu, vizibil și ultraviolet. Radiații infraroșe. Aceste radiații sunt produse de oscilațiile atomilor și moleculelor, iar frecvența lor depinde de temperatura corpului. De aceea, radiația infraroșe mai este numită deseori și radiație termică. Dependența intensității radiației infraroșe de temperatură face posibilă utilizarea acesteia la măsurarea temperaturii diferitor obiecte. De exemplu, în medicină, cu ajutorul unui aparat special, termograf, se pot identifica țesuturile bolnave, care au o temperatură mai înaltă decât cele sănătoase. Radiațiile infraroșii detectate sub formă de căldură, domeniul de frecvență de la 30 la 11 până la 40 la 14 Hz, corpurile calde emită radiații infraroșii pentru spectru continuu. Corpul omenesc emite radiații infraroșii de la 3000 nanometri, având un maxim al emisiei în jur de 10.000 nanometri. Termometrul non-contact reușește să măsoare temperatura prin intermediul radiilor ultraroșii integrate și se redea valoarea obținută, fie în grade Celsius, fie în grade Fahrenheit. Acest termometru este dezvoltat în așa manieră, încât poate măsura temperatura corpului uman, temperatura lichidilor, precum lapte sau apă, și temperatura încăperii sau a diferitul suprafeței. Datorită sistemului integrat al razelor infraroșe, termometrul oferă precizie în măsurarea temperaturii, fie a corpului uman sau a obiectului. Alte domenii de aplicații ale radiațiilor infraroșe. Telecomanda, imaginea corpului uman, despre care am vorbit anterior, informații obținute prin sateliți în domeniul infraroșu, de exemplu, starea unui uragan, de exemplu uraganul Blanca din Mexic, sau analiza îmbunătățită a ozonului total. Lampa de încălzire cu infraroșu, încălzitor cu infraroșu, sau placa de păr cu infraroșu. Radiația vizibilă. Radiația vizibilă ocupă un interval foarte îngust de frecvență. Acesta este unicul interval al undelor electromagnetice perceput de ochiul uman și este cel mai important canal de obținere a informației despre lumea înconjurătoare. Radiația vizibilă este emisă în urma tranzițiilor electronilor din învelișul electronului al atomului. În funcție de frecvența acestor tranziții, radiațiile respective sunt percepute ca având diferite culori. Culoarea roșie, intervalul de lungime de undă 620-780 nanometri, oranj 590-620 nanometri, galben 560-590 nanometri, verde 500 nanometri 560 nanometri, albastru 480-500 nanometri, indigo 450-480 nanometri și violet 380-450 nanometri. Deci gama de frecvențe este cuprinsă în intervalul 385-10 la 14 Hz, 789-10 la 14 Hz, iar intervalul de lungime de undă între 380 și 780 nanometri. Astfel putem explica fenomenul de dispersie a luminii. Atunci când lumina albă este lăsată să creacă timpul prizmei de sticlă, în final obținem descompunerea luminii albe în culori de curcubeului, așa cum vedeți în imagine. Astfel obținem culorile roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet. Acest lucru se datorează faptului că indicele de refracție este o funcție de lungime de undă. Deci, pentru diferite culori sau pentru diferite lungimi de undă, indicele de refracție are valori diferite. Sursele de radiație vizibilă pot fi clasificate în surse naturale și surse artificiale. Dăm exemplu de surse naturale, putem da soarele, ciupercă strălucitoare, ticuriciu, descărcarea electrică, iar drept surse artificiale, lumânarea aprinsă, dreptul conectat în circuit.
În continuare, vă propun să rezolvăm următoarea problemă. O sursă S emite un particul divergent de undă. Lungimea de undă a undelor emise este egală cu 575 nanometri. Unghiul de incidență al unei raze marginale pe o suprafață plană este egal cu 30 de grade. Unghiul alfa 1. Iar acelelalte cu 45 de grade. Unghiul alfa 2. Cu ce este egal unghiul de divergență a particulului, să se afle frecvența undelor electromagnetice. În datele probleme vom nota. Lungime de undă, lambda, este egală cu 575 nanometri. Transformăm în metri. Unghiurile de incidență alfa 1 și alfa 2, care sunt egale respectiv cu 30 de grade și 45 de grade, ne se cere să determinăm unghiul de divergență theta și frecvența unghiilor electromagnetice. Rezolvat. Pentru a determina unghiul de divergență, vă propun să prelungim razele reflectate. Razele reflectate formează cu normala unghiul de reflexie beta 1 și unghiul de reflexie beta 2. Lungirile razelor reflectate se intersectează într-un punct, iar valoarea unghiului de incidență este egală cu valoarea unghiului de reflexie. Astfel, desemn, putem indica unghiurile beta 1 și unghiul beta 2, iar unghiul de divergență, unghiul theta. Din desen observăm că unghiul theta este egal cu diferența dintre beta 2 și beta 1, deoarece beta este egal cu alfa, putem scrie alfa 2 minus alfa 1. Vom substitui valorile numerice, 45 de grade minus 30 de grade egal cu 15 grade. Frecvența o vom determina din expresie pentru calculul lungimii de undă. Lungimea de undă este egală cu produsul dintre viteză și perioada oscilațiilor, sau raportul dintre viteză și frecvență. Astfel, expresia pentru calculul frecvenței va fi raportul dintre viteză și lungimii de undă. În această expresie vom substitui valorile numerice, deci frecvența va fi egală cu 3, 10 la puterea 8-a, metri pe secundă, lungime de undă, 575, înmulțit cu 10 la puterea minus 9 metri. Pentru comoditate vom scrie numărătorul sub altă formă, 3000, înmulțit cu 10 la puterea 5-a, metri pe secundă, numitorul rămâne neschimbat, 10 la puterea minus 9 metri. Astfel, împărțând 3000 la 575, obținem un rezultat aproximativ de 5 întregi și 2. Iar 10 la puterea 5 împărțit la 10 la puterea 9, puterile se scad, 5 minus minus 9, obținem 10 la puterea 14. Deci frecvența undelor electromagnetice despre care se vorbesc în această problemă este egală cu 52, 10 la 14. Radiația ultravioletă, domeniul UV, este generată în deosebit de descărcările electrice în gard, arcul electric, de exemplu, în timpul sudării, imaginea din dreapta. Soarele este o sursă foarte puternică de radiație ultravioletă, însă ele sunt considerabil absorbite în statul superior de ozon al atmosferei. Radiația ultravioletă, de intensitate înaltă, este extrem de periculoasă pentru organismele vii, cauzând arsuri și chiar cancerul pielii. Totodată, dozele mici de radiație ultravioletă acționează benefic asupra sănătății omului, prin activizarea anumitor procese din organism și prin pigmentarea pielii. Radiația ultravioletă se aplică în medicină și în diferite domenii științifice ale tehnicii. Intervalul de lungime de undă este cuprins
între 100 și 380 nanometri, iar intervalul de frecvență între 80 la 14, 30 la 16 Hz. Domeniul ultraviolet este împărțit în trei subdomenii, cum ar fi domeniul UVC, lungime de undă cuprinsă între 100-280 nanometri, UVB 280-315 nanometri și UVA 315-400 nanometri. Fazele UVA pot afecta ADN-ul celular al pieptului, fiind asociate cu daunele aduse acesteia, determinând apariția ridurilor și îmbătrânirea pieptului. Totodată aceste raze au un rol important și în apariția unor tipuri de cancer de piele. În general, saloanele de bronzare emană o cantitate mare de radiații UVA, despre care specialiștii susțin că măresc riscul de cancer de piele. Razele UVB pot afecta ADN-ul celular al pielii, însă totodată sunt responsabile și pentru arsurile solare. Mai mult decât atât, ele pot cauza și cancer de piele. Razele UVC sunt cele mai puternice radiații ultraviolete, însă, din fericire, acestea nu pătrund prin atmosferă. De urmare, razele UVC nu afectează pielea în niciun fel. Sursele de radiație ultraviolete. Soarele nu este singura sursă de radiație ultraviolete. Acestea pot fi emise și de surse artificiale, printre care și lămpile de bronz, despre care am vorbit anterior, lămpile fluorescente ultraviolete, lămpile cu lumină neagră. Lămpile cu lumină neagră emană raze UVA, astfel de aparate sunt folosite în medicină. Lămpile de sterilizat aerul. Lămpile de sterilizat aerul sunt utilizate deseori în spitale și în farmacie. Acestea emit radiații UV cu unde scurte, care au capacitatea de a distruge ADN-ul din microorganisme, și tehnologiile laser, tehnicile de printare UV folosite în prezent, e prin imprimarea pe carton, lemn, sticlă, plastic sau piele. Ele, de asemenea, emit raze ultraviolete. În următoarea problemă, este vorba despre radiații UVC, cu lungimea de undă cuprinsă între 100-280 nanometri, și ni se cere să determinăm intervalul de frecvențe care corespund acestui domeniu. În datele probleme vom nota. Lungimea de undă minimă egală cu 100 de nanometri, transformăm în metri, nano, 10 la putere minus 9. Lungimea de undă maximă 280 nanometri, transformăm în metri. Ni se cere să determinăm intervalul de frecvență, deci frecvența minimă și frecvența maximă. Prin expresie pentru calculul lungimii de undă, viteză împărțit la frecvență, obținem expresie pentru calculul frecvenței. Frecvența este egală cu raportul dintre viteză și lungime de undă. Observăm că frecvența va obține valoarea minimă în cazul când lungimea de undă este maximă, astfel frecvența minimă va fi egală cu 3 înmulțit cu 10 la puterea 8 metri pe secundă. Împărțim la lungimea maximă 280 nanometri. Calculând, obținem un rezultat aproximativ 10 în 3 și 7, 10 la puterea 14 Hz. Și frecvența va primi valoarea maximă în cazul când lungimea de undă are valoarea minimă. Calculăm frecvența maximă, 3, 10 la puterea 8 metri pe secundă, împărțim la 100, 10 la puterea minus 9 metri. Rezultatul final, 30, 10 la puterea 14 Hz. Astfel, intervalul de frecvențe poate fi scris și în următoarea formă. Deci, frecvența primește valori mai mari sau egale cu 10 între 7 dimulțit cu 10 la puterea 14 și mai mici sau egale cu 30
10 la puterea 14 Hz. Astăzi, la lecție, dragi elevi, am vorbit despre trei domenii. Domeniul infraroșu, vizibil și ultraviolet. Am definit intervalele de frecvență și lungimi de undă pentru aceste tipuri de radiații. Am descris aplicațiile radiațiilor date în viața cotidiană și am rezolvat probleme aplicând conceptele lungimii de undă, frecvență, viteză de propagare a undelor electromagnetice. Mulțumim pentru atenție! Toate bune!